Vă salut, băi și fete, eu sunt Leo, bine v-am regăsit la un episod. Astăzi, după cum ați văzut în titlul și în thumbnail, aceste cartonașe surpriză primite din partea lui Tony de la Peaky.ro, puteți să folosiți codul LEO10 pentru 10% reducere la orice produs comandat de pe site-ul lor, aveți linkul în descriere. Astăzi suntem la o carieră, avem o echipă foarte slabă, FC Cartonașele, care are numai jucători de 59, 60 și așa mai departe, și avem aici 11 cartonașe. Stai așa, mă frate, vreau să vă mulțumesc pentru 7000 de abonați, băieți, aveți tot respectul meu. Și acum trebuie să mergem spre 8000, băieți, așa că nu uitați să vă abonați, sunteți frățiorii mei, vă pup, continuăm clip. Care ne vor ajuta să completăm această echipă și să încercăm să câștigăm cu ea Champions League-ul, pentru că Premier League-ul sau Champions League-ul, pentru că suntem în ambele competiții. Evident, trebuie să avem parte de niște jucători senzaționali, pentru că altfel nu avem nicio șansă, dar fără alte adăugiri, haideți să începem direct cu primul jucător, care, după cum ați văzut și văd și eu acum, este Andriy Yarmolenko, ucrainianul, care nu prea este la valoare de Premier League. Din câte știu eu, joacă la West Ham, dar are 80 sau 79 overall, așa că nu ne va ajuta foarte mult, însă el este primul jucător pe care trebuie să-l aducem. Următorul jucător joacă pe poziția lui sau în partea stânga, Raheem Sterling, jucător clar mai bun decât Yarmolenko, deci o să-i luăm pe aceștia doi până una alta și o să continuăm. Avem buget de 1 miliard pentru aceste transferuri, să sperăm că să ne ajungă. Dacă nu se ne ajungă, o să fie problematic. Ce să fac, îl iau pe Yarmolenko, care nici măcar nu mai joacă în Premier League, uite, eu nu știam asta, joacă la Al Ain în Arabia Saudită, dacă nu mă înșel, are 75 overall și da, să-i dau fix cât valorează, 4 milioane. Piki, mai nenorocit cu alegerea asta, iar Molenko vine la FC Cartonașele, însă poate dacă era acum, nu știu, 6 ani, poate ar fi fost un jucător decent pentru echipa noastră, dar în acest moment nu mai este. Yarmolenko este primul transfer făcut la echipa noastră. Eu sper să joace rezervă, adică sper să avem înlocuiri mai bune. Raheem Sterling poate fi o înlocuire pentru Yarmolenko, însă nu știm dacă să avem ceva și în partea stângă. 57 de milioane valorează, eu zic un 60 ar trebui să fie de ajuns. 71 acceptă, zic eu că a negociat super decent. Acum mergem la contracte. Sterling este fericit, l-am adus la FC Cartonașe și următorul jucător pe care îl vom aduce, l-am văzut, trebuia să vi-l arăt vouă prima oară, este En-Nesyri de la Sevilla, marocanul atacant, un atacant de tip, nu știu, care stă la pomană, iarăși, ca și Yarmolenko, se vede că Tony nu prea joacă FIFA când mi-a ales acești jucători, dar totuși e mai bun decât Yarmolenko, are 82, dacă nu mă înșel, sau... și măcar nu e de vânzare, deci Tony îmi pare rău, En-Nesyri nu vine la echipă, n-am ce să fac. Continuăm cu următorul jucător, care este un veteran al fotbalului, un veteran la Atletico de Madrid, Koke, care primește acest card de erou sau nu știu, e foarte mișto. Văd că toate carturile arată cam la fel. Koke, mijlocaș central, este mai în vârstă, dar nu este chiar atât de slab ca ceilalți, 30 de ani, 80, el are 82 overall. După Koke avem tot un mijlocaș central și anume Davy Klaassen, un jucător bun pentru naționala Olandei, însă în FIFA nu este foarte bun. El a jucat la Everton, acum mi se pare că e înapoi la Ajax. Uite, este CAM, 29 de ani, mă mir, e mai tânăr ăsta decât Koke, uitați-vă și voi la el, e chelios. Nu pare să aibă 29 de ani, dar în fine, 10 milioane? Naia, zice că mi-am bătut joc, da, dar nu știu cât valoare. Ok, o să mai încercăm mai târziu pentru el. După Davy Klaassen, îl avem aici pe Danilo Pereira de la Paris Saint-Germain, fundașul central al celor de la Paris și al naționalei Portugaliei, da.
cu experiență, sincer, eu credeam că e mai tânăr băiatul ăsta, nu credeam că are 30 de ani, plus că e tot timpul la pozele astea după FIFA, e cu zâmbetul pe față. Deci Danilo Pereira vine și el, fundaș sau mijlocaș defensiv, poate juca ambele poziții și mergem la următorul jucător imediat, care o să fie un jucător francez și anume Jules Koundé, fundașul central, tot fundaș central avem. Dacă îmi dau eu seama bine, Toni chiar l-a pus pe poziție, adică întâi a fost atacanții, după aia fundașii. Îl avem aici pe Jules Koundé de la Barcelona, în tricoul echipei sale naționale Franța. Și clar, Koundé este un jucător senzațional pentru carieră, are și potențial fiind tânăr și are și un rating mare, 94 cere ce avem cu el, eu zic că 8-1, hai, meargă de la tine, hai, Hagi, la să-i zic, Xavi. Îl aducem și pe Jules Koundé, 84 overall, fost jucător la Sevilla, un jucător care a avut și o controversă, mai dacă țineți minte, la campionatul mondial, a purtat un lanț în timpul meciului și nu, de ce nu are față, credeam că are față în joc. Așa, și nu ai voie ca fotbalist să porți asemenea accesorii și urmează acum o alegere. Văd că Toni mi-a pus aici și un player pick la carieră. Un player pick dintre Heung-min Son, Marquinhos, Paul Pogba și Mendy. Iar problema este că nu știu pe cine să aleg. Avem 4 jucători foarte buni. Foarte, foarte, foarte buni. Son și Pogba îi scot afară. N-avem nevoie de ei. Întrebarea e ori Marquinhos, ori Mendy. Marquinhos este un fundaș senzațional cu 88 rating, dar și Mendy un portar decent, are 85 dacă nu mă înșel și ne-ar prinde bine un portar precum el, că nu și alți portari mai am de rezervă, dar o să-l aleg pe Marquinhos pentru că nu, o să-l aleg, o să joc la sigur, îl aleg pe Mendy. Nu știu ce alt portar să-mi dea, poate o să joace rezervă Mendy, dar 84 overall, plus că mai crește chiar dacă are 30 de ani. O să-i dăm banii lui Mendy și nu vine să cred că are 30 de ani. Știam că e mai în vârstă, mă aștept la 25, dar 30 de ani e foarte mult pentru Mendy. Aolo, mi-am dat prea puțin, da. O să-l aducem noi. Continuăm cu un sud-corean care, pe bune Toni, trebuie să câștig trofee, nu să mă bat la play-off în Superliga. Deci mi-ai dat un sud-corean pe nume Jim Sun Kim, care fac pariu că are 70 overall. În fine, Jim Sun, parcă vezi că nici nu e în FIFA. Dacă nu e în FIFA, îl iau pe Kim Min Sung. Jin Su Kim. Jin, da, cred că ăsta e. 30 de ani. Bă, ce mai ai făcut, mă, Toni, cu băiatul ăsta? De la Al Nassr. What the fuck. Da, nu pot să-l iau. Pare rău. Nu pot să-l iau, Toni, deci doi jucători până acum pe care nu pot să-i iau. Nu știu de ce mi-ai dat sud-coreeni. În fine, continuăm cu John Bednarek, fotbalist la Wolfsburg, dacă nu mă înșel. Cum se scrie, mă? Bednarek. Jean, nu John. 26 de ani. E la Southampton. Deci am crezut că joacă altundeva. În fine, Southampton, echipă retrogradată din Premier League, va juca după 10 ani în eșalonul secund al campionatului englez. 10 milioane ori fi de ajuns pentru băiatul ăsta? Da. Cred că am dat mai mult. Nu e un transfer foarte bun Bednarek ăsta. Mai mult de 7-6 nu cred că are. Dar e și el de umplutură. Parcă îmi vine acum să mă răzgândesc cu Mendy să-l iau pe Marquinhos. Hai că vedem. Vedem. Dacă chiar nu am un portar bun, o să-l iau pe Mendy. Dacă am pe cineva decent în poartă, o să-l iau pe Marquinhos, care cu 88 să țină acolo apărarea. Hai să vedem și ce rating are Bednarek, pentru care cred că am plătit mai mult decât trebuia. Ne-a dat nota F. Am dat uite, 75, da. Mersi, Toni, mersi. Și următorul jucător este un fundaș central bun.
cu potențial, dar nu este chiar atât de bun în acest moment. Este vorba despre Josep Guardiol, sau cum se cheamă, mă? Josco Guardiol, care joacă la RB Leipzig în, în Bundesliga și nu știu cât valorează, dar nu cred că valorează mai mult de 30 de milioane. Ia să vedem, 30 de milioane. Wow, valorează mai mult de 30 de milioane. Zic că și-au irosit timpul, da. Și terminăm cu ultimul om din acest prim 11, care este nimeni altul decât Dominic Livakovic sau Livakovic. Dominic Livakovic, 27 de ani, care pe Ultimate Team are 82 overall, parcă, sau 80, pe carieră cred că are puțin mai mult de atât. O să-i dau 20 de milioane și cred că o să fie mulțumit. Doamne, băi, ați nebunit toți. What the fuck, man. Mamă, deci... Da, haideți că simulăm un pic și după aia încercăm să-l luăm pe toți. Așa, deci... David Klaassen are 78 overall și valorează 14 milioane. Nu mai țin minte câți bani am oferit pentru el, dar îi dăm... Oh, nu, 100. What the fuck, a nebunit. O 14 milioane pentru un jucător de 29 de ani, care nu știu cât de mult să ne ajute, dar Tony fac ce spune inima. Eduard Mendy, sincer, când îl văd pe Livakovic la 81 și mai tânăr, cred că o să fac o mișelească. Îl luăm pe Marquinhos, pentru că mai mult contează defensiva în carierele astea și un portar de 84 versus unul de 81 nu e chiar atât de mare diferența, plus că nu o să crească Livakovic, așa că îi dăm aici lui Marquinhos o grămadă de bani să ne țină acolo defensiva. Hai, tăticule, îți dau 90, ia. Yeah. Doamne, ce mă enervează ăștia, bă, cred că am mai făcut o dată așa. Zice că valorează, doamne, da, ce să faci, carieră. Încercăm la Livakovic atunci, îi dăm lui 30 de milioane, ia, yeah, spunem că e ok, 31, hai că, ia, yeah, mai trag un pic de tine, că m-ai enervat, 27, ia, yeah. Ce zici, 30, hai că nu mai contează, nu mai să fie acolo. Livakovic îi dăm și lui un delegate. Și acum Guardiol, panorama asta, valorează 56 de milioane. Pentru ce valorezi, mă, tu, frate, atât? Ai 20 de ani. Ce ai făcut până acum? 82. Nu îți dau mai mult de 72. 74. Hai, gata. Îți dau și delegate și după aia încercăm din nou la Marquinhos. Sper să fie ok delegate-urile alea, că am impresia că le-am dat prea puțin bani. Aia e. Vedem peste o săptămână și deja vin meciurile alea grele cu Manchester City. Acceptă. Ceea ce e foarte bine. Acceptăm contractele cu băieții ăștia. Dominic Livakovic. Știm că avem un portar decent, 81, dar o să crească, să-i dau development, bineînțeles, că totuși vreau să câștig ceva cu echipa asta. Evident, nu vom simula mai mult decât un sezon și așa lui Marquinhos o să-i dau 100 de milioane direct. 106, ia minimum, mă, pardon, mă scuzați, hai să luăm o dată pe Marquinhos și brazilianul ăsta, mai bine luăm pe Mendy, da, nu știu. Nu știu dacă am făcut o alegere bună, crucial vrei să fii, asta o să fii un an, atâta o să stau și eu, deci nu mă deranjează, ia tată și salariu, ne rămân 600 de milioane, iar dacă pe bancă avem jucători buni, sper să cheltui toți banii ăștia, nu mă interesează, sper să nu mai fi pus capcane ca Kim In-jae ăla și cine a mai fost, Kim In-jae era bun. Mi l-a dat pe Kim Sing Sung Sung Bung Lung. Dacă era Kim In-jae, ținea apărarea.
ăla a fundat și ăla stânga. Practic nici nu am fundat stânga acum, dar aia e. N-am voie să iau ce jucători vreau. Eu trebuie să iau neapărat pe ăștia. Acceptăm și cu Vardiol. Poate joacă el funda stânga și joc cu doi fundași, Marquinhos și cu... Sau nu, că... Da, nu știu, hai că vedem. Poate mai avem fundași pe aici la rezerve. Deci, băieți, intrăm acum în rezerve, dar nu înainte de a pune primul 11, chiar dacă nu avem un primul 11 complet, câțiva jucători n-am putut să-i luăm. Ne băgăm pe ăștia. Mamă, n-avem atacant, frate. Băi, Tony, tu nu mi-ai dat atacant, bă. Bă, ți-ai bătut joc de mine. Avem mijlocaș. Hai că dau un power 3-3 atac. Așa. Klaassen aici. Marquinhos, Vardiol, Koundé și... Hai că-l bag pe Smolarek ăsta. Bednarek, pardon. Îl bag aici. Pereira... în locul lui Hunter ăsta și în poartă Livakovic. Așa arată primul 11 și e jale totală. Cu echipa asta te bazi la retrogradare, nu la câștigarea vreunui trofeu. Așa că haideți să desfacem al doilea pachet, să sperăm că avem mai mult noroc la rezerve. Și din prima, dacă l-ați văzut bine, Vini Junior semnează cu noi și clar nu o să fie rezervă, o să fie super mega ultra titular. Pentru că aveam nevoie de cineva ca Vini. Spargem banca pentru Vinicius Junior, dar măcar știm că avem cu cine să jucăm. Vinicius, ai tată, de la Real Madrid, vino la FC Cartonașe. Și cred că el o să fie golghetă la noi, mai mult sau mai puțin. 114 milioane, ia să vedem. Paolo, fiți ar sprâncele alea Ancelotti. 135, ia zi. Băi, ce te-ai supărat, maș? 165 vrei neapărat? 145, hai, nu fi supărat. 145, accept. Își pusese deja mâinile, ați văzut? Deja se supărase, da, i-am dat cu miere, i-am dat cu... Hai, mancielut, hai, mă, grasule. Ok, crucial, Vini, cu tine o aranjezi imediat, 4 ani, cât vrei, bam, bam, toți banii de pe lume ți-i dau aici. Taca, 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 230. Ne mai rămân bani, zic eu. Și hai să vedem. Deci Vinicius Junior este aici pus în primul 11 și avem în sfârșit și un atacant, nu chiar pur sânge, dar un atacant center forward, cel puțin Diogo Jota de la Liverpool. Și deja încep să-mi placă rezervele astea. Deja începe să-mi placă ce văd aici. Diogo Jota și el o să fie scump, dar avem nevoie de jucători precum Diogo Jota. Nu prea știu ce să mai zic altceva despre el. Diogo Jota, center forward, are 84 overall. Nu e cel mai bun, dar pentru echipa noastră o să fie foarte fain. La 25 de ani, 63 de milioane, ia zi, Jürgen. Și aia, 3 de milioane, bam, cred că am nimerit, cred că am dat un pic mai mult, dar nu contează. Diogo vine aici și poate să jucăm cu un nou fals ca să joace center forward acolo, Diogo Jota. Asta dacă nu cumva mai avem un atacant bombă pe aici, un Lewandowski sau un Benzema, atunci să avem treabă. Și haide să vedem, o să vedeți voi primi și... Opa, hai că a căzut și am văzut și eu. L-avem aici pe... Domenico Berardi, dar ce mișto e cartonașul ăsta, băieți. Foarte mișto cartonașul ăsta și echipamentul de pe el, UEFA Nations League, Domenico Berardi, 83 cam atât, sau 84 aveam FIFA. E bun, Domenico, îmi place de el, 84 overall, îmi place, e de bancă, sincer. Berardi, cred că se joace Sterling în locul lui, sau, vedem. Practic, Sterling poate joace și stânga și dreapta, Vinicius stânga, el dreapta și ăsta să fie pe bancă. Jucăm cu Diogo atacant, o să-i dau 43 de milioane, ia zi. 62. Hai că mai scazi 10 milioane și batem palma, ia zi. Ia zi, tată. 57. Hai că mai scad un pic și batem palma. Hai, 51. 56. Hai că mai scad un pic și batem palma, da? 53, hai.
Accept. Domenico Berardi îl furăm pe cel mai bun jucător al celor de la Sassuolo, care sunt curios, nu i-am mai urmărit în Serie A, nu știu cum s-au descurcat, dar sezonul trecut când și-a luat și Berardi Team of the Season pe Ultimate Team, știu că a fost forță, 63.000 pe săptămână, ia-i Berardi și hai să vedem ce mai avem aici, ne-a trebuit și în defensivă niște rezerve și sper că asta să fie Van Dijk. Nu e Van Dijk, dar e Brozovic, un mijlocaș bun și chiar cred că e de primul 11, nu e de rezervă. Marcelo, cum îl cheamă? Marcelo Brozovic. Cred eu că este un jucător bun pentru echipa noastră și îmi place că am avut numai note mari de la B în sus și rezervele astea au fost mai bune decât titularii, cei drept. A vrut Tony aici, a vrut să-mi fac o schemă, știi, a zis hai, îți bag titularii la rezerve și da, jucătorii mai buni au fost la rezerve, nu puteți să nu fiți de acord cu mine la asta. La titulare am avut pe Yarmolenko, în fine, lua Kanji, cred că 40 de milioane ar trebui să fie fair. Opa, îl vor pe ăla, nu pot să-l dau că trebuie să joc cu el, ia 42, ia zi, ok, 42 de milioane. Posibil să fi plătit mai mult decât valorează, dar nu prea, mai sunt doi jucători și o să încheiem aici, dar cred eu că ne ajung toți banii ăștia fără niciun fel de stres. Hai Ankanji, vrei stai 4 ani? Că stai tu frate, eu te țin, nu e problemă. Salariu, nu știu cât ai tu, dar să-ți dau 100 de mică, probabil cam atât ai la City. Ok, probabil ți-am dat foarte, foarte mult și o să primesc F, dar ce mai contează că și așa am terminat liceul, nu mai interesează notele pe mine, doar să trec, aia contează. Deci, bun, am luat C-ul, e și eu la notă de trecere, 82 overall, poate chiar intră în primul 11, am uitat să și vi-l arăt pe Akanji, așa, aici era, iar ultimul jucător este, cred eu, ce ne trebuia, ce ne lipsea, și anume un fundaș stânga, Oleksandr Zinchenko, jucătorul care a avut un sezon foarte bun la Arsenal, însă nu a fost de ajuns de bun încât să ia campionatul în fața fostei sale echipe Manchester City. De fapt, lupta la titlu încă nu s-a încheiat, dacă nu mă înșel, sau nu știu. Nu mai țin minte exact care-i treaba prin Premier League, dar nu cred că mai au șanse. Fiind ultimul jucător, îi dau câți bani o fi acolo să știu că acceptă. Nome Interesa, my man, și în afară de doi jucători am luat toți jucătorii care erau aici pe cartonașe. Îmi pare rău că n-am putut să îl iau pe Nesri și pe coreanul ăla, că na, așa era challenge-ul. Dar ce mai contează? Ia frate salariul tău, semen cu De Bruyne și cam atât. Zinchenko, bine ai venit la noi. Mi-am dat seama că nu am o rezervă de portar, nu s-a gândit Toni să-mi dea și asta, dar probabil trebuia să aleg pe Mendy, însă sunt bucuros și cu ce avem. Livakovic e bun acolo, uite băgăm pe Akanji cu... De ce e Marquinhos bandă? În fine. Așa, va juca stânga Zinchenko, la mijloc Pereira cu Koke, cu tu Yarmolenko du-te acasă, Jota aici. Dar hai să schimbăm formația, să jucăm un 4-3-3 false 9, mate. Așa, dar de ce scade lui Sterling, îl rezolvăm, nu-i problemă. Așa, și mai avem pe cineva mare, Berardi. Hai că băgăm pe Berardi, așa. Vardiol, opa, nu prea avem mijlocași, asta e problema noastră, mijlocași buni. Na, nu aș vrea să joace clasa, dar probabil că o să o facă. Avem foarte mulți fundași și uite că aici ar fi fost bun un Pogba. Da, nu vreau să trișez, aia e. Te băgăm pe Zinchenko, că aparent el se simte bine acolo și nu mai avem fundaș stânga. Ok. Să las echipa așa, o să o aranjeze calculatorul și noi simulăm direct până la finalul sezonului. O să le dau development plan la toți, dar voi vedeți direct când suntem la
finalul sezonului. Până data viitoare, hai să vedem. Stai mă, frate, că nu plec. Doar că înainte să plec mi-a venit o idee genială și aceea să jucăm cu 5 fundași. Pentru că avem foarte mulți, foarte mulți fundași centrali și nu ar țirca absolut deloc să facem treaba asta. Uite, asta e formația perfectă. Părerea mea, intră... intră la mijloc, de fapt, de ce nu-ți place, mă, Pereira să fie la mijloc? Eu nu înțeleg. Nici lui Cochi ăsta nu-i place, în fine. Dar e mult mai ok, așa cred eu. Ah, numai că Kunde nu-i place să fie right wing back. Ah, ei. E soarta ta. Ok, haide să simulăm. Așa, băieți, am ajuns și la finalul acestui sezon cu echipa cardonașelor. Mi-a căzut scaunul, dar haide să vedem cum ne-am descurcat în Premier League, iar după manager ratingul ăla, se pare că ne-am descurcat foarte bine. Da, nu mă așteptam să câștigăm nimic. Suntem pe locul 9 în clasament. Tony, mai trolat, tată, nu așa se face. Locul 9 în clasament din 20. Totuși, suntem peste West Ham, cam atât și Everton. În rest, campionatul a fost câștigat de Spurs, Liverpool pe 2, City pe 3, Newcastle pe 4, banii aia de la Arabi, da, Arsenal pe 7 și noi pe 9. În Cupa Angliei poate i-am făcut o surpriză, nu. Am ajuns până în... wow! Unde am pierdut, bă, frate? Unde am... Coventry! O echipă de Liga 2 sau a 3 ne bate, da. That sucks. Nici în Carabao nu ne-am descurcat foarte bine. A ajuns Grimsby Town departe. Noi am fost bătuți de... Cine ne-a bătut? Stoke City. Ok, ok. Poate în Premier League, în Champions League să fie ieșit din grupă. Da, am ieșit din grupă, totuși era slăbuță. Și ne-a bătut Juventus. Și cam ăsta a fost episodul, băieți. Haideți să ne uităm și la golgheterii echipei noastre, care probabil golgheterul a fost... Hai să vedem. Vinicius. Berardi. Dominico. Bravo, tată. Dominico Berardi, jucător de care nu mă așteptam la foarte multe. A marcat 22 de goluri și a oferit 8 asisturi. Bravo, ție, tată. 15 goluri pentru Raheem Sterling, dar și altă surpriză. 13 goluri pentru Davy Klaassen. Iar Vinicius a marcat doar 7 goluri și a jucat doar 28 de meciuri. Nu știu dacă s-a accentat sau ceva, dar la 89 rating trebuia să joace. Diogo Jota doar 7 goluri pentru atacantul nostru. Nu știu cine a fi jucat atacant. Probabil David Klaassen. 13 goluri pentru bărbosul ăsta. Ok. Chelliosule, bravo ție. Bednarek ăsta a jucat 22 de meciuri. Akanji n-a marcat niciun gol, nici Guardiol. Uite, Livakovic a dat o pasă de gol. Și da, cam ăsta a fost episodul, băieți. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să lăsați un like, un comentariu și un subscribe. Până data viitoare, am fost Leo, v-am pupat.